În sămânțarea de toamnă a început extrem de greu în unele zone din țară. În sudul județului Mehedin, seceta dă bătăi de cap fermierilor care nu pot planta recoltele. Agricultorii spun că însămânțarea la rapiță este deja compromisă. Lipsa apei nu este o noutate pentru agricultorii din sudul Mehedințiului. În ultima perioadă, zona s-a confruntat cu lipsa precipitațiilor. De data aceasta, agricultorii sunt disperați. Spun că utilajele de-abia pot fi puse la arat sau la discuit și că unele însămânțări sunt compromise. Sunt deja 3 luni din care, să zicem, nu știu dacă în sumat au plouat 10 litri, dar asta 1-2 astăzi, după care au fost 2-3 zile de vânt. Practic, secetă pedologică ca acum n-au mai fost de 10 ani aproape de zile. Efectiv, nu putem să desfășurăm nicio lucrare. Aici suntem într-o solă unde a fost floarea soarelui cultivată. De la recoltatul floarea soarelui n-am putut să facem decât o singură trecere cu discul. Acum, după cum se vede, încercăm să mai înșelăm cumva timpul ăsta și să facem o lucrare pregătitoare, pentru că va trebui să semănăm grâu. E compromis tot ce înseamnă perioada de semănat a rapiței. Sperăm ca totuși, deși prognoza arată că în următoarele 2 săptămâni nu va ploua în zona noastră, sperăm să nu depășim și perioada de semănat a orzului și a grâului. Seceta pedologică, spun specialiștii, va continua în următoarea perioadă în majoritatea regiunilor agricole din țară, iar conținutul de apă va fi în limite scăzute și deosebit de scăzute, ceea ce pune în pericol și însămânțarea la orz și grâu. Se are foarte prost. Distrugem utilajele, dăm de 2-3 ori, e foarte, foarte nasol. N-a plouat de mult timp? N-a plouat de mult timp, aproape de la începutul verii. Dacă aproape de 3 luni jumate n-a dat strop de ploaie, am reușit, imediat pe ce am recoltat, să prelucrăm și am făcut un lucru foarte bun, că altfel acum nu putea să te pești de pământ, pe cum se vede în spatele meu, terenul este pregătit, așteptăm să intrăm cu semănătoarea. Aveam pregătit pentru rapiță 80 de hectare, dar cultura de rapiță este practic compromisă, ne-a dat peste cap rotația culturilor, o să fim obligați în primăvară să punem prășitoare. Vedeți cum a fost anul ăsta, să faci 3-4 tone de porumb la hectare, este paguba peste cap. Dar asta e agricultura, asta este riscul nostru, trebuie să mâncăm, trebuie să cultivăm. N-avem ce face. În lipsa precipitațiilor, agricultorii folosesc la maximum utilajele din dotare, care sub pământul tare cedează. Acest lucru duce automat la costuri suplimentare pentru fermieri. Asta a fost noi. Și ăsta a fost nou. Însă 300 de hectare. Deci așa arată nou. Da. În 300 de hectare lucrate cu el, o săptămână. Nu 300, 150 de hectare, că-s două discuri. Da. Deci la o trecere 150 de hectare în... Na. Și suntem singuri, suntem singuri pe câmp la momentul de față, având utilajele astea grele, dar știu că sunt fiare, se uzează foarte repede acum. Vedeți, deja și culoarea s-a schimbat la discuri, atâta cât sunt încinte ele mergând, dar trebuie să lucrăm terenul. Atât de puternică, da. Exact, atât de tare pământul. Păi n-a plouat de la începutul lui iunie, avem 4 luni de zile de când a plouat deloc. La ora actuală lucrăm la acest disc greu, la grapa cu discuri grele, pentru că nu, la ora actuală, datorită secetei din câmp, nu există alt utilaj cu care să putem prelucra solul. După cum vedeți, este a doua oară într-o săptămână și jumătate, cam 10 zile, când schimbăm șaibele, discurile, și casetele cu rulmenți, condițiile sunt foarte grele de lucru. Tare pământul? Este foarte tare, chiar dacă discul este greu, este reglat ca să intre la maxim adâncimea care poate, dar nu poate intra decât jumătate, undeva la 15 cm, 10-15 cm în sol. Și după cum vedeți, cheltuielile cu piesele de schimb o să fie foarte mari în toamna asta și datorită faptului că și prețurile la casetele cu rulmen s-au dublat. De la 350 de lei anul trecut sunt 700 de lei în această toamnă.
Potrivit specialiștilor, pregătirea patului germinativ pentru însămânțarea culturilor de toamnă trebuie realizată în perioada optimă, respectiv 15 septembrie-20 octombrie.